Aurul olimpic ne învață că munca, sacrificiul, determinarea se convertesc în apreciere, că succesul se câștigă, iar eșecul poate fi o treaptă către succes. Pentru următorul premiu, primul loc pe podium, o să-l invit pe scenă pe un expert în domeniul energetic, cu experiență de peste 20 de ani. În prezent este vicepreședinte pentru dezvoltarea companiei la OMV Petrom Gas & Power, unde este responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor de business ale diviziei Gas & Power. Datorită formării sale de fizician, domnul Ciubotaru aduce o perspectivă unică asupra domeniului energetic, lucrând pentru eficiența și durabilitatea acestui sector cheie pentru economia României. Îl invit în scenă pentru a aborda premiul, primul loc pe podium, pe domnul vicepreședinte Ionuț Ciubotaru. Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru invitație. E o coincidență sau nu, ofer premiul numărul 5 la gala cu numărul 5. Noi am fost dintotdeauna lângă CONAF și chiar de la primele gale am susținut acest eveniment. Țin să le mulțumesc doamnelor care duc această poveste mai departe și care o transformă de la an la an în ceva mai mare și mai mare. Mulțumesc foarte mult Cristina Chiriac, Nicoleta Munteanu și toate celelalte doamne din CONAF. Noi, după cum știți, am susținut dintotdeauna performanța. Bineînțeles, susținem și cazurile sociale, susținem cazurile care au nevoie de această susținere, dar pe de altă parte ne concentrăm și pe performanță. Și mă bucur tare mult că în această seară sunt în măsură să ofer un premiu de performanță pentru o performanță extraordinară. În sport, de această dată, este primul sportiv din istorie care a câștigat 8 medalii olimpice la canotaj, doborându-și propriul record de 2 ori. Și a început impresionata carieră la vârsta de 16 ani și a fost desemnată de către Federația Internațională de Canotaj drept cea mai bună canotoare a secolului 20. În prezent, în calitate de președinte a Federației Române de Canotaj, pregătește cu pasiune și muncă noile generații de campioni ai României, cei prin care voința, determinarea și munca devin marca noastră națională. Am onoarea să ofer premiul primul loc pe podium celei mai medaliate canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, doamna Elisabeta Lipă. Doamna Elisabeta Lipă, câștigătoarea premiului special CONAF, primul loc pe podium. Bună seara! Și eu am emoții, să știți, chiar dacă am concurat 24 de ani și am fost pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dar emoțiile nu au cum să dispară. Așa că o să vă spun de ce m-am lipit, să zic, de multe titluri olimpice. Pentru că de la antrenorii mei am învățat că imnul României cântă doar pentru locul întâi. Locul 2 și 3 sunt... Locurile 2 și 3 sunt premii de consolare. Am încercat să fug cât am putut de ele, dar de câteva ori am fost învinsă de adversari, pentru că am învățat, sportul m-a învățat că întotdeauna
învățăm din eșecuri și nu din victorii. Atunci când câștigi, spui că ești perfect. Când ai pierdut, te gândești unde ai greșit. Dar toată această performanță n-aș fi putut realiza dacă nu aveam o echipă alături de mine, începând de cu colegele mele de barcă, eu fiind campioană olimpică și în proba de simplu. Paradoxal, canotajul este un sport individual care se practică în echipă, iar eu cele mai mari satisfacții le-am trăit în echipă. Fiind campioană olimpică în simplu și se zice că este și regina probelor, dar eu aș zice că barca de 8+1 cu siguranță că este regina probelor. Și vă rog să trăiți și pe pielea dumneavoastră atunci când faceți parte dintr-o echipă adevărată și succesul nu are cum să întârzie să apară. Așa că acest premiu eu îl dedic tuturor colegilor mele, tuturor antrenorilor, echipelor de antrenori, că în 24 de ani am schimbat vreo 3 generații de antrenori și după ce m-am retras, toată lumea mă încuraja cu ghilimele de rigoare și îmi spunea că eu trebuie să mă obișnuiesc, că noi nu o să mai fim unde am fost, pentru că asta este generația, ăștia sunt copiii, că nu merg la școală, că nu fac nici sport. Și atunci am stat și m-am gândit cam ce trebuie să fac eu, pentru că nu accept nici locul 2, nici locul 3. Mie îmi place să fiu doar pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Și așa cum vă spuneam, cum nimeni nu mă încuraja că pot să reușesc, ci doar trebuie să mă obișnuiesc cu gândul că România nu va mai fi acolo unde am fost eu învățată să fim, am încercat să caut soluții. Și soluțiile le-am găsit nu ușor, dar prin perseverență, prin ambiție, prin dăruire, prin sacrificiu imens, am reușit și de 6 ani de zile Federația Română de Canotaj se află pe primul loc în topul federațiilor sportive naționale. Singurul titlu olimpic pe care l-a cucerit România la Jocurile Olimpice de la Tokyo este în grădina canotajului românesc, astăzi aceste două fete minunate nu au putut să fie aici pentru că se pregătesc în Italia pentru următoarele Jocuri Olimpice care vin foarte repede, că această pandemie ne-a furat un an și jumătate aproape din acest ciclu olimpic și trebuie să ne grăbim să facem pași mari ca să ajungem să ne bucurăm de rezultatele lor. Și asta este menirea mea, cred, pe acest pământ, să demonstrez că nu există, nu se poate. Așa că mă uit în această sală și văd atâtea personalități, atâția oameni care pot aduce un plus valoare României și împreună, pentru că trebuie să dăm dovadă de solidaritate, să demonstrăm că România merită să fie acolo unde este locul, să se vorbească frumos de această țară care este extraordinar de frumoasă și marea majoritate dintre noi n-am reușit să o vedem în splendoarea ei. Și să le dăm o educație tinerilor din ziua de astăzi, care atunci când vor să, să abandoneze școala sau să aibă alte îndeletniciri, să venim în sprijinul lor și să le arătăm niște domenii frumoase în care pot persevera și să înțeleagă că au nevoie de ajutorul nostru, pentru că întotdeauna bătrânețea trebuie să fie împletită cu tinerețea, iar ei au nevoie de oameni cu experiență alături de ei ca să-i ne înlocuiască, pentru că ăsta este cursul vieții. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc sănătate, spor în toate și credeți că nu există, nu se poate. Mulțumesc! Doamna Elisabeta Lipă!